Consiliul Județean Călăraș, prin Centrul Județean de Cultură și Creație, în parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraș și Palatul Copiilor, organizează în perioada 14-15 august evenimentul Zilele Diasporei, în cadrul căruia vor avea loc și festivitățile dedicate Zilei Marinei, precum și expoziția cu tema Pâinea care ne unește organizată de Muzeul Dunării de Jos. Zilele Diasporei este un eveniment care se alătură proiectului Luna Diasporei, organizată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României și are ca scop celebrarea reîntregirii comunităților odată cu revenirea în țară, pe durata concediilor, a românilor stabiliți în afara granițelor. În cele două zile de sărbătoare vor fi organizate spectacole în aer liber pe platoul Consiliului Județean Călăraș. Participarea la eveniment este permisă doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Pe toată durata evenimentului, purtarea măștii este obligatorie.